Doamnelor și domnilor, bun găsit, o nouă ediție Matricea cu profesorul Colceac și profesorul Onofrei din Houston, profesorul Colceac din București. Astăzi discutăm despre fake news și dacă credeți cumva că acest termen este inventat de americani sau, mă rog, de chinezi sau de cine vreți dumneavoastră, greșiți. Termenul a fost inventat mai de mult de către spionii ruși. Vreau să urmărim un scurt film despre fake news și cum se propagă aceste știri și unde duc ele. Ideological subversion is the slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community, and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in four basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least three generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The demoralization process in the United States is basically completed already. For the last 25 years, actually, it's overfulfilled because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom. When a military boot crashes his balls, then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization. The next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Whether you eat junk food and get fat and flabby, doesn't matter anymore. This time, and it takes only from 2 to 5 years to destabilize a nation, it's what matters is essentials, economy, foreign relations, defense systems. And you can see it quite clearly that in some areas, in such sensitive areas as defense and economy, the influence of Marxist-Leninist ideas in the United States is absolutely fantastic. I could never believe it 14 years ago when I landed in this part of the world that the process will go that fast. The next stage, of course, is crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. You can see it in Central America now. And after crisis, with a violent change of power, structure, and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in 68, Comrade Brezhnev said, "Now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized." This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to bring the country to crisis, to promise people all kind of goodies and the paradise on earth, to destabilize your economy, to eliminate the principle of free market competition, and to put a big brother government in Washington, D.C., with the benevolent dictators like Walter Mondale, who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfillable or not. Your leftists in the United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders,
they are instrumental in the process of the subversion, only to destabilize the nation. When their job is completed, they are not needed anymore. They know too much. Some of them, when they get disillusioned, when they see that Marxist-Leninists has come to power, obviously they get offended. They think that they will come to power. That will never happen, of course. They will be lined up against the wall and shot. Este bombardamentul acesta informațional, domnilor, metoda prin care ne predăm, suntem bombardați de atâtea informații contradictorii și false, încât renunțăm să mai avem grijă de noi, să mai avem grijă de ceva ce este în jurul nostru și să spunem, gata, ajunge, faceți ce vreți din mine? Domnule profesor Colceac. Războiul ăsta psihologic începe să-și facă foarte bine treaba în forma manipulării și a ceea ce vedem cu fake news. Ei sunt în stare ca în copilărie să confunde visul cu realitatea, cu ce-au văzut la televizor, cu desene animate. Nu mai știu exact ce e adevărat, ce e fals, mai ales că sistemele de educație nu învață să gândească, să analizeze. Ei nu se așteaptă. Nu se așteaptă să fie, trași pe sfoară de propriile guverne. Pentru că, teoretic, guvernele ar trebui să îi reprezinte și să le facă treaba, să îi ajute, să îi organizeze, nu să îi mintă. Apar acum două chestii care sunt colosale. Fake news pe care îi trimiți către adversari din afara țării și fake news pe care îi trimiți către adversarii politici din interiorul țării. Și se produce ceva de neimaginat, de nedescris. Este extrem de greu de crezut, de adevărat, din păcate, că armele astea noi încep să fie folosite împreună. Deci, când ai mai mulți vectori care acționează asupra unui singur punct, se produce o mișcare. Să vedem acum cu COVID-ul. Este un vector. Fake news este un alt vector. Criza economică este alt vector. Criza sărăcii, foame și mai departe. Asta nu ne poți produce natural, pentru că natural vorbind, există mijloace de control, de apărare, instinctuale. Instinctiv nu te duci să-i dai în cap altuia. Pentru că știi că dai drumul la cutia Pandorei. E bine, s-a dat drumul la cutia Pandorei. S-a dat drumul și nu mai au niciun fel de instincte. În momentul actual, fake news, pe de o parte, pe de altă parte, virozele care sunt produse, făcute și răspândite, coexistă și sunt arme în campanii electorale. Ca să câștige unii sau alții. Deci arme. E o nebunie întreagă. Am înțeles. Dane, asistăm aici în America, Dane, la fenomenul ăsta de fake news și există războiul ăsta, mai ales acum în perioada alegerilor. Cum percepi tu acest fenomen? 90% din media spune același lucru. Ei au un monopol. Este foarte greu să mai câștigi cu argumentul ăsta. Cred că rețeta este să privești la ce se întâmplă și să interpretezi singur realitățile care îți expun. Să nu asculți interpretarea din spatele ecranului, să nu asculți interpretarea mesajului de către terțe părți. Altfel, știrile care, bun, le poți discerne care sunt reale de cele care sunt false, pentru că cele care sunt reale apar pe majoritatea canalelor. Ele sunt interpretate însă într-un mod distorsionat. Acolo este cheia. Lumea ascultă interpretarea de după știre, de după eveniment și își construiește paradigme false din cauza asta. Și este foarte greu să mai arăți cu degetul spre unii sau spre alții când, încă o dată spun, 90% interpretează în același mod o întâmplare, să zicem, din cetate.
Singura șansă este să iei întâmplarea, să o decupezi, să închizi și să o interpretezi în măsura valorilor tale intelectuale și morale. Din punctul meu de vedere, într-adevăr, mass media manipulează foarte mult societatea în ziua de azi, pe fondul unor generații la rând, cu foarte puțin spirit critic, din păcate, cu puțină predispoziție pentru lectură, pentru analiză, pentru filtrare de informații. Și da, avem de-a face cu informații predate și interpretate la pachet, încât ai impresia că după un episod de știri, un talk show, ești și informat și lămurit. Și atunci ce rost are să... Nici nu mai ai nevoie de spirit critic, nici nu mai ai nevoie de filtru personal. E o pierdere de timp și energie, nu? Ei, în momentul ăla, pe acest considerent, pedalează armata de mass media angajată într-un sens. Fake news, ca idee, este folosit în sprijinul câștigărilor alegerilor, în sprijinul promovării unor agende care favorizează interesele de grup ale unei minorități oligarhice, elitiste, și au succes. Vedem și astăzi, nu? Vedem foarte mult cum, de fapt, un eveniment este apoi interpretat pe zeci de canale, dintre care, să zicem, 90% din canale interpretează în același fel, parcă în tandem, și populația primește vestea evenimentului, de fapt, tradusă, fără să-și dea seama, tradusă într-un anumit fel, dincolo de care probabil este foarte greu să mai putem să ne punem problema unui filtru personal. Nu? În momentul în care îl preiei tradus, este ca și cum l-ai citit pe Dostoevski în traducere în engleză și traducătorul își pune amprenta total și de fapt îl citești pe traducător cu impresia că l-ai citit pe Dostoevski. Da, ai perfectă dreptate și cred că nu... Canalele de știri nu mai sunt acele canale de știri care în mod normal trebuie să distribuie informația nepărtinitor, să o distribuie și fiecare să gândească în felul lui. Domnule, ele ar trebui să fie, știrile ar trebui să joace rol de martor în cetate. Ei nu mai sunt martori în cetate, ci ei sunt și analiști. Sunt și cei care îți traduc mărturia, ți-o interpretează, ți-o explică în felul în care doresc. Exact. Ei, greșeala privitorilor, ascultătorilor, telespectatorilor este că primesc acest mesaj de împărtășire și de traducere. Nu. Eu, din start, ar trebui să refuze mesajul traducerii. Nu, tată, nu vreau să-mi traduci nimic. Eu am primit informația, mi-o filtrez personal, încerc să înțeleg cât mai bine pot în contextul pe care mi-l permit. Și cu asta basta. N-am nevoie de nicio traducere, de nicio explicație, de niciun talk show, de nicio dezvoltare pe o temă sau altă. Da, perfect de acord. Numai că uităm un aspect. Există mass media, într-adevăr, și acei lideri și prezentatori cu ștate vechi în mass media, care prezintă un aspect sau altul și îl formează, ca să nu zic deformează, așa cum este politica postului. Dar cred că în momentul acesta și în clipele astea, cel mai important este online-ul. Și aici intervin foarte greu, să zic așa, un rol hotărător îl are fake news în online. Pentru că nu suntem bombardați cu 40 de interpretări a unui subiect și de fapt stați așa că de fapt nu s-a întâmplat așa pentru că eu am varianta corectă, sare celălalt care spune nu e varianta corectă, v-au mințit, celălalt spune nu v-am mințit, vă minte ăla și în momentul ăla aici am vrut să ajung, te predai. Domnule profesor Colceac, trebuie ca fiecare dintre noi să devenim un fel de jurnalist independent care verifică din 6 surse, că 3 nu mai ajung, din 6 surse informația și trebuie să ne formăm propriile opinii despre acea informație?
Iar mă întorc la structura creierului. Noi beneficiem de un aparat de gândire destul de simplist. Avem foarte multe memorii, foarte multe tipuri de oglindire a informației în interiorul minții, dar un procesor destul de redus. Este nucleul mediodorsal din talamus. El procesează, de fapt, preluând diverse informații care vin din creier. Acum, partea complicată este că din acest motiv și pentru că avem un subconștient colectiv destul de activ, oamenii imită. Preiau la pachet tot ceea ce preiau, nu iau de la bun început, consumă produse prefabricate. Asta a fost un studiu foarte interesant făcut în Australia de Institute of the Mind, cu ani în urmă, în care s-a văzut modul în care oamenii imită. De exemplu, cu coană își face o pălărie, mai e o pălărie, design, boruri largi și puncte rotunde pe pălărie. După o săptămână mai găsești încă 20 de variante de pălăria aia care au intrat în comerț, pentru că a plăcut, aia e moda. Există un val de pălării de astea care la un moment dat se stinge. Dar copierea și interpretarea personală sunt în anatomia noastră funcțională. Deci noi, dacă nu gândim, trebuie să consumăm produse prefabricate. De acord, de profesor, dar vreau să vă întreb ceva. Vreau să vă întreb ceva. Nu credeți că lucrul acesta face parte din faptul că oamenilor le place să fie comozi? Le place să, cineva să le dea informația, cineva să le ofere pe tavă soluțiile, cineva, adică nu mai are nimeni timp să caute, să cerceteze, să se informeze și iau totul de-a gata. Cineva le spune și culmea, deci funcționează perfect sistemul, da? Cineva, un om, un jurnalist cu ștate vechi, care, domne, trebuie să ai încredere în el, nu? Este garantul informației reale. Vine băiatul ăla în față și spune: bună ziua, domnilor și domnilor, vă dau informația și vă ofer adevărul absolut. Și, probabil, nu știu, 70-80% din oameni îl cred, urmă vin în partea cealaltă, pentru că aici, în America, dacă te uiți la știri... Ești generos, Lucian. Dacă te uiți la știri aici în America, între CNN și Fox News, sunt două țări diferite. Ia, ești generos, lasă că dacă punem așa, e deja fair play pentru CNN. Nu, punem încă 9 canale, CBS, MSNBC, ABC și toate astea și Fox News. Deci nu, aici avem, de fapt, ești generos, mă referam la faptul că spui, dom'le, nu mai are timp, cetățeanul nu mai are timp. Nu, vai de mine, nu. Nu e vorba că nu mai are timp, nu mai are nici disciplină. Nu mai are elasticitatea mentală. Nu mai are disciplina căutării. Dom'le, trebuie să cauți un răspuns. Tu ai primit o informație. Cum o filtrezi? Cum o înțelegi? Cum o interpretezi? Nu? Depinde apoi de o scară de valori pe care tu ți le-ai însușit, de o anumită, un anumit set de valori morale pe care tu le ai. Depinde foarte mult de felul în care ești tu ca individ, caracterul tău, modul în care îți însușești o informație. Dar eu prefer informația însușită așa, la nivel individual, decât efectul de turmă pe care vedem acum și Lucian punctează foarte bine, partea online este incredibil de nocivă, este incredibil cum tot felul de comentatori, indiferent cu state sau fără, domnule, este incredibil, își găsesc turme de urmăritori, de la mii până la zeci și sute de mii, fiecare are parte de o turmă de urmăritori, de admiratori, care îi preiau și îi sorb cuvintele, fără nici cea mai mică semn de întrebare. Știu că ai renunțat că ai renunțat la Facebook. Stai puțin, e mai bine? Stau. Dar vreau să-mi răspunzi dacă e mai bine fără Facebook. Sigur, îți răspund îndată. Te rog. Deci, experimentul ăsta l-am încercat în fața studenților mei. Le spuneam de ecuația undelor, da? Facem ecuații cu derivate parțiale la clasă și am spus, uite asta, le-am spus un rezultat. Și am spus, băi, fraților, mă credeți? Se uitau la mine, n-am auzit nimic, că predau online. Îmi închipui că se uitau la ecran și nu știau ce să spun. Și am zis, bă, dar de ce mă credeți, măi? Dar cine sunt eu ca să mă credeți? Păi, fraților, nu sunteți aici în domeniul în care vă exercitați un act de credință. Din punctul meu de vedere, singurul act de credință este să te exerciți în relație cu Dumnezeu. În rest, tot timpul trebuie să ai disciplina întrebării. Adică, de ce să mă crezi pe mine, măi, omule? Încearcă să te convingi.
are sens ăsta sau nu are, și atunci ridic mâna sau intervin în clasa asta și spun, bă, bădie, n-ai sens. Adică vorbim aici o chestie și calculele îmi dau altceva. Trebuie să te convingi, așa și cu informația, de ce credem pe alții care ne spun nouă cum stau lucrurile. De ce nu putem noi? Dumnezeu, e foarte frumos, chiar și îmi place foarte mult exemplul ăsta al omului simplu, al lui Moromete, domnule. Dumnezeu, e foarte frumos în romanul lui Preda. Da, domnule, da. Moromete este un exemplu de... Moromete este un exemplu de român jet-be-jet, care chiar dacă nu are multă școală și nu are foarte o înțelegere foarte, foarte stereoscopică, așa, foarte bine ancorată în profunzimea lucrurilor, bă, omul are un instinct al lui, are un set de valori și judecă în prisma acelui set de valori. Nu contează cât de mic sau cât de generos este acel set de valori. Okay? Însă este autentic. Autenticitatea a dispărut. Noi acum nu mai suntem autentici, nu este frică să mai fim autentici. Apropo de întrebarea lui Lucian, da, am renunțat la Facebook acum câteva luni, după episodul Breitbart. Am renunțat la Facebook pentru că mi-am dat seama de programul incredibil de manipulare pe care îl duc rețelele sociale și mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce trăim acum, în aceste luni de demență mondială, se datorează în mare parte și vitezei circulării informației și, încă o dată, care are... Este mai bine? Fără? O mare proiecție în rețelele sociale. Da, eu mă simt mult mai bine fără Facebook. Nici nu eram... Eu nu eram un... un cetățean foarte bine ancorat în Facebook, n-am avut niciodată un grup de urmăritori, să zic că lipsesc forumurile de discuții sau știu, însă eu recomand asta, de fapt. De ce nu am renunțat la aceste rețele sociale megalomanice care monopolizează absolut interacțiunea dintre noi și nu am format grupuri mici, grupuri selective în care noi și cu alții care găsim de cuvinte să interacționăm, o facem într-un grup online separat de Facebook și de manipularea pe care și-o propun ei. De ce trebuie să oferim datele noastre la schimb unor giganți de IT care nu fac altceva decât să folosească și să manipuleze ceea ce vedem și ceea ce credem? Este un film extraordinar pe Netflix, nu știu, Luciane, dacă l-ai văzut, The Social Dilemma sau ceva de genul ăsta, care discută despre, de fapt, aduce la interviu foști angajați în Google, Facebook, Apple și Twitter și alte companii giganți IT și acești foști angajați, care unii la nivel de vârf, lideri și aproape de CEO, vorbesc despre politica de manipulare a acestor companii. Este absolut incredibil. Da, e noaptea minții, știu, am văzut, dar eu chiar aseară mă uitam, Daniel, la Joe Rogan mă uitam și la ultimul lui interviu cu Snowden. Da? Precum știți, Snowden este un fost angajat al NSA, National Security Agency de aici în America, care a fugit în Rusia pentru că a dezvăluit că NSA spionează. Da? Vă spionează absolut tot, telefoane, convorbiri, nu contează. Da. Și l-au acuzat pentru trădare și mai nou, poate nu știai, un tribunal de aici din America i-a dat dreptate lui Snowden și a spus că ceea ce făcea NSA e ilegal. Și acum ei se luptă ca să obțină iertarea, cum ar veni, să poată să se întoarcă înapoi în America. Domnule profesor Colceac, vreau să vă întreb un lucru. Uitați, Daniel îi îndemna pe studenții lui să gândească. Și când și îmi închipui scena când le-a spus, bă, gândiți cu creierul vostru, s-au blocat. Și aici venim la ceea ce am discutat noi întotdeauna în emisiunea asta, sistemul de educație care i-a făcut pe elevi să absoarbă acele informații, să rețină doar 5% și să nu gândească, să nu-și pună întrebări și să ia informația așa cum e, pentru că nu le trebuie ca să obțină niște note și să evolueze în carieră și în viață. E interesantă întrebarea și se leagă foarte tare și de acest fake news. Pentru că la un proces de învățare, la început, ai o intuiție. Știți, o veche poveste foarte drăguță
Primul arab care a văzut o cămilă în deșert a crezut că este un dragon, pentru că era ciudat, avea cocoașele alea care arătau ca un învăluire unui șarpe, arăta bine pe imagine dragon. Când scuipa, părea că scoate flăcări pe gură. S-a speriat, a fugit, s-a dus la tribul lui și a văzut un dragon îngrozitor. În continuare s-a apropiat mai tare de cămilă și de fapt că nu este un dragon, că are picioare și a avut curajul să se apropie și mai tare, iar după 4-5 chestii a cărălit cămila. Deci cam așa se întâmplă și cu apropierea de informații. La început o intuiești, pe urmă începi să o descrii, după care îi vezi regulile, după care înțelegi funcționarea. Nu le poți înghiți la pachet, nu sunt pastile. Și se întâmplă două lucruri. Avem două proceduri. Una, fake news sunt introduse treptat. La început de un zvon, după care încep să se confirme, etc., etc., până când ele devin un adevăr categoric, pentru că vin din multe surse. A doua procedură care s-a folosit până acum a fost învățarea la pastile. Nu vreau să învăț nimic, dar nu mă interesează ce pastile trebuie să iau ca să cunosc. Vreau o pastile de memorie absolută, vreau o pastile de inteligență, deci nu fără efort. Lumea fără efort. E fiind fără dorința de a face progrese personale, ei devin foarte manipulabili. Este un rezultat fantastic. Deci, fake news nu se răspândesc la întâmplare. Ele vin așa, ușurel, ușurel. Cred că fac parte și dintr-un test. Adică dăm picătură cu picătură să vedem dacă ține și dacă ține, continuăm. Și pentru că tot vorbesc de pastile, există acum Neuralink. Acea interfață neuronală pe care o dezvoltă Elon Musk de la Tesla și care se poate implementa în creierul uman și poate determina creierul să acceseze și să rețină informații mult mai repede și mult mai bine. Ce ar face? Să-și opune el primul. Da, ce ar face, Dane? Vreau să vă întreb, domnilor, ce credeți că este fantastic dacă stai să te gândești cum ar putea fi manipulat acel device și ce informații ar putea fi introduse în creierul uman, conștient sau pe subconștient, și până unde poate merge manipulat. Extraordinar! Da, știu, eu sper să-și implanteze primul device domnul Musk, să-și implanteze în ambele tâmple și să fie fericit. Am vorbit progresul științific în neurologie, am vorbit cu câțiva colegi specialiști în domeniu, este departe de ceea ce vrea domnul Musk. El bate câmpii așa într-o grație avangardistă, așa, pentru că el de acum are o imagine publică de avangardist și vorba aia trebuie să arunce cu fumigene și cu petarde din ce în ce mai colorate. Dar, într-adevăr, într-un viitor mai îndepărtat, putem vedea astfel de chipuri care să poată fi prezentate ca un fel de supliment neuronal pentru exacerbarea activităților intelectuale și pentru exacerbarea memoriei. Cred că inteligența artificială va juca un rol în viața noastră și, din păcate, sincer, privesc cu mare circumspecție pe situația în care vom avea oameni dependenți de inteligența artificială, pentru că atunci este foarte greu să mai înțelegem ideea legală, de putere legal, ideea divină. În momentul în care trăim într-o lume a roboților, într-o lume a motoarelor, a algoritmelor de optimizare care sunt la baza inteligenței artificiale, în momentul respectiv nu prea mai putem atribui vina pentru nimic. Deci răspunderea dispare. Eu nu știu cum ne... Ai dreptate, Dane, vreau să vă relatez un aspect. La începutul anilor 2000 exista un joc pe calculator, se chema Second Life.
Second Life era un joc online, era revoluționar la momentul ăla. Eu cred că am fost printre primii care au intrat în acel joc. Mi s-a părut fantastic de conceptul lui și ce se întâmpla acolo. Tu îți făceai un avatar, da? Deci îți construiai un om cum vrei tu să arăți, da? Cu freză, cum vrei tu să, adică să fii foarte atrăgător, te construiai, te îmbrăcai și începeai să mergi prin acea, nu știu, realitate virtuală, să zic așa, și îți construiai o casă, era copia unei vieți la Indigo. Deci acolo îți făceai o casă. Știți unde a ajuns Second Life în momentul ăsta? Ca să-ți cumperi o proprietate în Second Life într-un mediu virtual, costă aproape cât să-ți cumperi o proprietate în viața reală. Și dacă lucrul acela a mers și s-a dezvoltat atât de puternic, sunt sigur că a fost o piatră de hotar, un punct de pornire în ceea ce se preconizează a se întâmpla în viitorul apropiat legat de realitatea virtuală, legat de tot ceea ce spuneam în emisiunile astea, de căderea naturii și uităm tot ce este în jurul nostru și trăim într-o realitate virtuală în care cineva ne va șopti ce frumos este sau ce urât este sau că mâine va fi mai greu sau că mâine va fi mai ușor sau că în România euro va sări la 5 lei sau la 80 de lei în funcție de interesele comerciale ale fiecăruia. Greșesc cu ceva, domn profesor? Foarte interesant, dar este exact ceea ce spuneam la început. Oamenii confundă, sunt infantili, asta e problema, se confundă ca și copiii mici. Visul cu realitatea, cu desen animat, cu jocul pe calculator, nu se mai cunosc granițele între realitatea și reală și virtuală. Iar asta s-a făcut odată cu fake news. Deci s-a construit într-o strategie. De ce oamenii trebuie să fie manipulabili ca să poată fi eliminabili? E un lucru îngrozitor și a plecat de la ideea clară că sunt prea mulți oameni pe pământ care sunt prea mari consumatori și distrug mediul natural. Dar nimeni nu și-a pus problema că oamenii pot să repare ce s-a stricat, să curețe mediul natural de toxine, de gunoaie, de mizerii, să nu se mai distrugă specii și să poată fi refăcute, recreate, readuse la normalitate. Dar asta nu produce bani. Banii produci dacă vei avea cumpărători stabili care mănâncă orice îi dai. Deci le arunci o pastilă, o înghit. Bagi într-un rahat în plastic și îi spui că îi fac fericit, să-l înghit. Se pune problema. Aia este o piață fidelizată. Iar ca să-i faci fideli cumpărării unor produse, trebuie să-i tâmpești. Domnul profesor, fac o paranteză, vă întrerup o secundă. Am văzut aici în Texas, extra, Dane, imediat că vreau să vorbim, să dau cuvântul. Deci, am văzut aici în Texas ca un puc de hockey, așa, o chestie de plastic transparentă și din interiorul ei, am cumpărat una, a costat $9.99. Deci, în interiorul ei era un bălegar. Și pe etichetă scria bălegar original din Texas. $9.99. Și dacă cineva spunea, dacă cineva ar fi spus că americanii vând și rahat, aia a fost dovada supremă că, într-adevăr, americanii pot să vândă și rahat încapsulat în plastic. Dane, există aceste... Sigur, scuză-mă. Ai dat puțin, că acum bullshit-ul se vinde scump peste tot. Da, prin media americană e plin de bullshit și e destul de prețios așa. Da, ce vreau să spun, jocurile pe calculator, domnilor, au ajuns la o grafică și un nivel de realism incredibil. Domnule profesor Colceac și Dan, întrebare pentru amândoi, o să încep cu tine, Dan. Trăim într-o realitate virtuală? Suntem proiecții holografice sau suntem într-o realitate virtuală? Cu toții am văzut filmul acela Matrix, da? Și realitatea, adică stau și mă gândesc la o civilizație peste 1000 de ani, nu? Tehnologiile unde poate să ajungă,
Și dacă noi nu suntem cumva niște oameni care în momentul ăsta suntem manevrați de unii cu mouse-ul și ne spun ce să facem și cum să facem. Da, sigur, această idee apare, Luciane, faptul că noi putem trăi într-o simulare. Acum, ca să fac paralelă cu cei care plătesc la fel de mult pe o casă în mediul virtual, în Second Life, vis-a-vis de o casă în realitate, totuși când plouă, probabil casa din mediul virtual nu te apără de ploaie, bănuiesc. Însă noi am lămurit, cei care am mai citit puțin, am lămurit această problemă încă de pe timpul lui Descartes, care stabilește și pune aceeași întrebare dacă cumva trăim într-o simulare, într-un vis. Și spune, domnule, totuși gândesc de ce exist. Na, îmi pun întrebări, deci gândesc de ce exist. Deci până la urmă, eu cred că noi avem această existență reală pe care trebuie să o îmbrățișăm și restul poveștilor sunt, din punctul meu de vedere, bătăi de câmpi. Într-adevăr, în lipsă de ocupații, mulți din cei 1% dintre bogații lumii poți să propună și altfel de hobby-uri. Însă noi, restul lumii, avem datoria, cum spunea domnul profesor, nu, să ne punem probleme importante. Avem datoria să ne educăm tinerii astfel încât să poată să abordeze răspunsuri viabile în fața acestor probleme importante și să reușim să producem generații care au, probabil, din punctul nostru de vedere creștin, mă refer, să generații care au o șansă în plus la mântuire. Nu? Da, corect. Dar tot legat de un joc pe care tot și vin la dumneavoastră, domnule profesor, exact acum să continuăm. Vreau să-mi răspundeți la această întrebare, dacă trăim într-un mediu virtual sau nu. Da, dar vreau să completez ceea ce spunea Dan și să-i aduc în memorie un joc tot pe calculator care se cheamă Sims. Și tu vorbeai de liberul arbitru, că noi îl avem, da, și nu putem trăi într-o realitate virtuală pentru că nu avem liberul arbitru și gândim cu propriile creiere, însă în Sims e același lucru, tu îl pui pe personajul respectiv să facă anumite lucruri și el refuză și se duce pe canapea și liberul arbitru funcționează și în acea realitate virtuală. Vă rog, domnule profesor. Noi știm despre paradoxuri de multă vreme. Ce înseamnă un paradox? Nu poți dovedi nici că este real, nici că este fals. Nici dacă e adevărat, nici că e fals. Dacă spui că e real, ți se că e fals. De exemplu, un paradox spune, eu mint mereu. Dacă acum nu am mințit când am zis că mint mereu, înseamnă că am intrat într-un paradox. Înseamnă că nu mint mereu. Dacă am mințit, iar am intrat într-un paradox. Înseamnă că nu mint mereu. Deci, când am intrat în paradoxuri, eu nu mai mă mișc, dar nu mai sunt înțeperit. Deci nu mai produc nimic, nu mai am nimic, nu mai fac nimic. Și asta este una dintre marile subtilități a fake news, facem paradoxuri. Dar nu se întâmplă de acum, nu este numai din cauza calculatorului. Astea sunt lucruri vechi. Vă dau un exemplu vechi din vechile scrieri budiste. Un elefant a dormit și a visat că e fluture. În visul lui că era fluture, a dormit și a visat că e elefant. Și atunci ciclul continuă. E vis în vis, în vis, în vis. Ei, când ajungi într-o stare de asta paradoxală, de vis în vis, în vis, în vis, nu mai există în realitate. Adevărul că omenirea a reușit să creeze o realitate virtuală care a scos-o din realitatea naturală a naturii. Și din cauza asta nu-i mai pasă de natură. Nu mai vede, nu mai simte lucruri. Iar marea problemă e că gândirea asta, echivalentă în adevărat fals, care ne duce în paradoxuri, trebuie schimbată. Trebuie trecut la o gândire mai complexă, echivalentă, tetravalentă, echivalențe, care nu analizezi nimic. Cum? Eu știu cum, dar excepțional este foarte mare. Oamenii au învățat 2000 de ani să ai un pic de logică. În general, mergeau pe intuiție. Dar există aceste posibilități de gândire echivalentă. E simplu. Eu am dat niște exemple pe site-ul Institutului Conduct Human Knowledge Research and Development Institute. Dar, vedeți, asta e o chestie foarte extrem de profundă.
Noi suntem acum prinși într-o buclă din care nu putem ieși. Și toate încercările istorice care au fost făcute de ieșire au durat enorm și nu au reușit foarte tare. Când Hristos a spus că întoarce obrazul celălalt dacă primești o palmă pe obrazul de întoarce și pe stâng, asta a provocat o perioadă de războaie mari. Aduceți-vă aminte, Evul Mediu cu cruciadri și toate astea. Deci oamenii n-au înțeles. V-a spus că avem procesorul mic. Avem memorii multe, oglindim foarte bine realitatea dintr-o parte într-alta și ne blochează. Deci oamenii nu sunt deloc extrem de inteligenți, însă sunt extrem de manipulabili. Și atunci cum mărim puterea procesorului, domnilor? Dan? Este vorba de cultură? Trebuie să-ți răspund. Da, întâi trebuie să-ți răspund. Mi-ai spus de Sims și aș vrea să fac o distinție foarte importantă, Luciane. Cred că ai făcut o greșeală acolo. În aceste jocuri nu există liber arbitru. Ele propun un motor de inteligență artificială care optimizează anumite parametri de joc. În momentul în care tu nu ești compatibil prin deciziile tale, cel care joci, cu algoritmul de optimizare, ai impresia că personajul pe care îl controlezi se opune din instinct de liber arbitru. Nu. El se opune pentru că algoritmul respectiv are o altă cale optimă, iar tu nu o vezi. Dimpotrivă, tu acționezi în liber arbitru, iar personajul pe care îl privești acționează teleghidat în măsura algoritmului de optimizare pentru parametrii de joc pe care i-ai ales. Deci vreau să fie foarte clar, de acord. Aceste jocuri nu propun o paradigmă de liber arbitru de niciun fel, dar pot induce în eroare în sensul ăsta. E, da. Și nu putem translata asta la viața reală, Dani? Nu, pentru că noi nu, vezi, aici e problema, noi nu urmăm drumuri optime în viață. Dacă am fi atât de înțelepți să reușim să ne dăm seama din timp, noi am fi mult, mult mai bine poziționați pe ecuația mântuirii decât suntem acum. Nu, noi facem mereu greșeli, ne ridicăm, universul ne șoptește din nou drumul optim, iar ne abatem, tocmai datorită liberului arbitrului. Tocmai de asta e frumoasă relația dintre noi și Dumnezeu, pentru că vine în urma dorinței personale a fiecare dintre noi de a stabili o relație. Niciodată Dumnezeu nu se impune în viața noastră, tot timpul avem liber arbitru prin care putem alege. Deci nu cred că poate fi făcut o paralelă între ce se întâmplă într-un program de inteligență artificială și felul în care noi trăim viața aici pe pământ. Nu. Ok, și legat de mărirea procesorului, Dane, cum putem mări capacitatea de procesare proprie? Well, aici e o întrebare foarte dificilă și aș insista pe faptul că trebuie să ne amintim, noi creștinii, îl avem pe Iisus care vine și cu toate că știe rețeta adevărului absolut, ar putea să ne o zică clar, alb pe negru, ne lasă un set de parabole, un set de povești, unele dintre ele foarte greu de înțeles, altele mai clare. Fiecare după puterea personală și este foarte interesant că Iisus nu ne dă mesajul clar, așa cum ar fi putut o face. Sunt multe interpretări ale acestei atitudini, însă cred că are legătură cu întrebarea ta, Luciane. Tu zici, domnule, ar fi bine să mărim puterea de procesare. Nu știu dacă avem nevoie, pentru că dacă viața este o trecere spre altceva mult mai înalt și mult mai sublim, așa cum ne închipuim noi cei care credem în Dumnezeu și credem în viața de după moarte, atunci, sincer, nu știu dacă rolul nostru aici, în timpul vieții, este să înțelegem, să-L înțelegem pe Dumnezeu. Nu, noi trebuie doar să înțelegem că există și altceva mai presus de senzorial, în metafizic, și să construim o relație fiecare după puterile noastre, o relație
cu divinitatea și un set de valori care să ne permită, în felul în care ne desfășurăm această trecere pe pământ, să ne permită o eventuală șansă la mântuire. Nu cred că se pune problema unei nevoi de a procesării unei cantități mai mari de informații. Eu unul, chiar și gratis dacă s-ar da aceste chipuri, nu mi-aș dori așa ceva, un asemenea device, datorită faptului că, într-o altă ordine de idei, orice device care se presupune în felul ăsta nu, pentru întrajutorarea puterii intelectuale a individului, poate fi folosit în mod abuziv pentru control. De aceea nu sunt de acord nici cu mașinile fără șofer, nu sunt de acord cu impunerea unei anumite atitudini în sensul ăsta. Cei care au interes se prevalează de salvarea planetei, călătorind în același timp în avioane private, cum am mai zis și în alte emisiuni. Deci avem ipocrizii în numele unor profituri imense pe care le generează industriile de genul ăsta. Nu, cred că aș reveni înapoi la cal și la bicicletă mai degrabă decât să trăiesc într-o lume în care să mi se impună mașina fără șofer, de driverless car. Nu? Hai să întrebăm un specialist, domnule profesor Colceag, cum îmbunătățim capacitatea procesorului nostru? Dumneavoastră ați spus și în emisiunile trecute, nu? După ședințele acelea, după taberele acelea pe care le făceați, IQ-ul oamenilor creștea cu un anumit procent. Da? Cum putem noi să ne dezvoltăm abilitățile intelectuale? E foarte interesant. Noi avem și această șansă, pentru că creierul nostru conține o formațiune numită claustrum. Această claustrum arată ca o furculiță și cu ajutorul ei, e colosal ce vă spun, cu ajutorul ei se formează neuroni giganți care reușesc să conecteze toate zonele de pe creier. Și atunci le crește capacitatea de procesare. Dar claustrum se activează atunci când oamenii apătă sentimentul de iertare. Atât timp când nu iartă, ei intră într-o buclă. Nu se iartă pe ei, nu iartă pe ceilalți. Și iar ne întoarcem la Hristos. De câte ori să iert, Doamne? De 3 ori, câte 3.000 de ori. Iartă mereu. Și nu e. Noi până nu învățăm să iertăm, ne certăm între noi. Când ne certăm între noi, devenim competitori. Când devenim competitori, căutăm să ne distrugem unii pe alții. Am intrat într-un cerc vicios și paradoxal. Această poveste o vedem și la piramida mentală sau hărțile mentale ale lui Hawking. Iertarea, astea sunt făcute prin experiment. Noi avem într-adevăr o structură care este și anatomică, este și psihologică, este și etapele de vârstă, e foarte complexă. Dar noi nu știm să ne iertăm. Și nici nu învățăm, pentru că în momentul în care e iertarea virtuală, care te învață să te lupți, să omori, să... Gândiți, uitați-vă la jocurile pe calculator. Ați văzut vreun joc în care să ierți? Sau vreun desen animat în care copiii să ierte? Nu cred. Am pierdut exact partea asta care e cea mai importantă. Iertare. Iertarea și bună înțelegere. Da? Noi nu ne uităm la ce se întâmplă cu vecinii noștri. Un stol de păsări funcționează extraordinar, impecabil, un stol de grauri, pentru că fiecare graur se uită la vecin. Dacă unul slăbește, nu mai poate să zboare la fel de repede ca restul, tot stolul se așează pe pământul să odihnește cel care a avut probleme. Lucrează coordonat. Pe noi ne-a învățat lupta politică. E interesantă lupta politică. Mergem la meci. Ne uităm la filme violente.
ținem cu unul, ținem cu altul, ne place de unul, ne place de altul, admirăm virtuozitatea cu care unul omoară pe altul. Am pierdut iertare. Momentul în care, și asta e partea paradoxală, e fabuloasă, e fabuloasă. Dezvoltarea conștiinței se face prin iertare. Numai prin iertare. Din momentul ăla începe să-ți meargă și inteligența. Îți dezvolți procesorul. Este mare salt. Și este mare salt și din istoria planetei. Este extraordinar ce spuneți. Am ascultat cu foarte mare atenție și cred că această iertare face parte, nu, și din pacea cu tine însuți. Pentru că în momentul ăla nu vei mai fi acaparat. Cred că energiile negative și toate informațiile negative te mănâncă pe interior și îți folosești 90% din capacitatea mentală să fii ancorat în acea negativitate. Și cred că și de asta oamenii, domnule profesor, o întrebare, de ce oamenilor le plac știrile negative, de ce le place răul, de ce, de exemplu, anumite emisiuni, să zicem, au o audiență mică, nu, că vorbim despre cultură, este și cazul Arca TV, nu, pentru că noi aici încercăm să deschidem minți, să vorbim despre cultură, să vorbim despre lucruri interesante, dar dacă apare, nu știu, un politician român care spune despre alt politician că e un nenorocit și nu știu ce, toată lumea e acolo. De ce? Noi avem o altă formațiune cerebrală în creier, se cheamă habenula, este în talamus. Habenula este cea care provoacă dependență. Habenula acționează și când iei droguri, alcool sau altceva, dar și când primești știri care îți cresc tensiunea și interesul. După o vreme capezi dependență, tu nu mai poți să iei altceva decât ceea ce ai consumat înainte. Îți pierzi capacitatea de autoreglare. Devii dependent de diverse chestii. Vezi, când studiezi creierul, descoperi că, de fapt, Dumnezeu a pus în noi posibilitatea de alegere. Noi ne putem alege drumul. Avem tot ce ne trebuie. Putem trăi ca niște animale instinctuale, pentru asta este robul amigdalian. Putem deveni dependenți, acolo e habenula. Putem să ne emancipăm, acolo e claustrum. Claustrum, insula, sunt mai multe formațiuni cerebrale. Deci, vedeți, noi avem libertatea de alegere anatomic, am ales bine. Și dacă noi facem rău mediului și nu mai putem trăi în pace cu natura, natura ne poate elimina oricând. Total de acord, Dane. Vorbim de această iertare. Și vreau să îmi spui părerea ta despre cum am putea ierta mai ușor, cum am putea face mai ușor pace cu noi înșine. Este vorba de lectură, este vorba de rugă, este vorba de religie, este vorba... Cum crezi tu că e mai bine, Dan? Meditație. Am să răspund, însă nu înainte de a aminti domnului profesor și ție, Luciane, fenomenul apetitului pentru scandal și știri negative nu este nou sau neapărat asociat generațiilor recente. Romanii ofereau pâine și circ, nu? Luptele cu gladiatori și masacrarea creștinilor în Coloseum și în alte forumuri erau deliciu majorității populației. Iisus nouă creștinilor ne oferă, chiar și celor fără o educație formală aleasă, ne oferă un set de reguli care ne poate ajuta să ne decupăm de cetate și de toate problemele astea și să ne proiectăm un drum în viață mult mai liniștit. De multe ori nu reușim să facem lucrul ăsta. Acum, pacea cu tine însuți nu poate veni decât în măsura în care te cunoști. Asta este una dintre cele mai dificile misiuni pe care omul le are în viață, să se cunoască pe sine.
meditația, rugăciunea sunt punți cu divinitatea, singurele de altfel, prin care putem comunica cu Universul. Și cred că cu cât ajungi să te cunoști mai bine, prin exerciții de expunere, de la călătorii până la lectură și contemplarea creațiilor artistice. Când ajungi să te cunoști, să vezi ce anume rezonează, ce anume te așează, ce anume te caracterizează, cu cât ajungi să te cunoști mai bine, cu atât știi să începi să percepi realitatea mai liniștit. Cu atât mai puține lucruri te dezamăgesc. Din păcate, acest drum al cunoașterii de sine duce, în cazurile cele mai fericite, cum știm de la Sfinții Părinți și de la alte exemple pe care le avem în literatura spiritualității noastre, acest drum al cunoașterii de sine duce către situația în care te cunoști atât de bine încât ce se întâmplă în lume nu ți se mai pare important. Tu ai ajuns să te cunoști atât de bine încât îți dai seama că ceea ce e cel mai important este înăuntru tău și în felul în care îți construiești relația cu Dumnezeu și te pregătești pentru mântuire. Și atunci devii solitar. Asta cred eu. De fapt, că este, asta se întâmplă de fapt, și dacă mai vedem semeni ai noștri care se jertfesc în numele celorlalți, este și pentru faptul că împărtășim cu toții un sentiment de vină în măsura necunoașterii de sine, și atunci exercițiul jertfei ajută pentru ajută la spălarea vinei, la alinarea sentimentului de vinovăție care ne încearcă pe toți. Însă, încă o dată, cred din suflet că atunci când ajungi să te cunoști foarte, foarte bine, cei care sunt aproape sunt foarte puțini, dacă mai sunt, și trăiești într-un grup mic, în cel mai bun caz, punându-ți doar problema mântuirii. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai spus. Pentru mine a fost foarte interesant și sunt lucruri utile pentru mine ca persoană în tot ceea ce ai spus. Să-ți mulțumesc, Dane. Domnule profesor? E foarte interesant evoluția umanității. Umanitatea a provenit de mai multe specii care au trăit pe Pământ înainte, tot de tip uman. Unele dintre ele au evoluat fabulos de mult. Omul de Boskop, de exemplu, avea un creier aproape dublu față de creierul actual. Era evident un profil de ființă extrem de inteligentă. Dacă, în afară de inteligența respectivă, avea și pace, oricum, omul de Boskop a dispărut și n-a lăsat urmași. Cel mai clar e că a dispărut datorită atacului omenilor foarte special uman extrem de primitive, care nu puteau să înțeleagă acest lucru. În momentul actual e foarte bine cunoscut că oamenii care sunt foarte sus, sunt pe etaje de dezintegrare pozitivă, mergeți la teoriile lui Casimir Dabrowski, deci la etape de dezintegrare pozitivă a personalității foarte înalte, ei nu mai pot fi percepuți de mase. Din cauza asta sunt anulați. Dacă sunt în poziție de lider, în general sunt sacrificați. La fel cum a fost sacrificat Hristos. Dar s-au întâmplat și cu alții, și cu câțiva președinți americani care au fost împușcați. Și Brâncoveanu. Brâncoveanu. Sigur. Care era un om foarte luminat, sau Gandhi, sau și așa mai departe, putem avea multe exemple în domeniul ăsta. Deci, oamenii în general, mai puțin evoluați, îi alungă pe cei care îi pot ridica. Apropo de sentimentul,
consideră că ei nu pot să se mai înalțe, nu pot să iasă din mizerie, nu pot și provoacă mizeria în continuare. Ne-am intrat acum într-un ciclu foarte complicat de existență, în care se repete istoria. Și dacă nu învățăm care, din istorie... Care perioadă? Perioada creștină. Perioada creștină. Ce a urmat după Hristos? El a spus-o foarte clar. Eu nu vă dau pace, vă dau sabie. Deci dacă ne privim în viitor la urmarea acestor cicluri existențiale, vom vedea un lucru foarte clar. Că dacă nu reușim să ne gândim, să ne punem mintea unde trebuie, ne vor aștepta vremuri foarte grele. Cine era domnul deci, nepoțica? Nepoțica. Să vă trăiască. Mulțumim. Deci ori reușim să facem pace cu noi și să iertăm, ori ne așteaptă război. N-avem alternativă. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, haideți să încercăm să ajungem la acea iertare și pace interioară, pentru că atunci capacitatea procesorului nostru va crește. Este esențial ca fiecare dintre noi să încerce măcar să ierte și să fie mai atent cu toate aceste informații care ne inundă, ne bombardează zi de zi, să fim foarte atenți ce reținem, ce aruncăm, de unde ne informăm și cum ne informăm. În încheierea acestei emisiuni, doamnelor și domnilor, un ultim cuvânt, Dane. Da, eu pledez pentru expunere cât mai multă, conștientă, a fiecăruia dintre noi. Expunere către lectură, către repere de admirație în rândul celor pe care îi întâlnim, în rândul celor pe care îi citim. Expunere către creațiile artistice, care fiecare, în măsura în care este sincer, este un zbucium personal al artistului care strigă către noi din marea de întrebări care l-au sau au încercat-o. Aceste expunere are menirea de a ne determina să creștem spiritual, intelectual, în cunoașterea de sine. Cea mai lungă și cea mai grea dintre călătorii pe lumea asta este de la sine către sine. Și doar dacă ne propunem această călătorie, putem să începem procesul iertării despre care vorbește domnul profesor. Pentru că, în primul rând, pentru a ierta pe ceilalți, trebuie să putem să ne iertăm pe noi. Doamne ajută! Doamne ajută! Domnule profesor, în încheiere. Nu există încheiere. E un proces continuu. Asta mi-a spus și data trecută. O să renunț la fraza asta, vă promit. Domnilor, a fost din nou o plăcere și o onoare. Cred că foarte multe lucruri interesante s-au spus astăzi aici. Și ca de obicei, domnilor și domnilor, vă așteptăm în fiecare sâmbătă la ora 19, ora României, pentru a fi parte din această emisiune cu acești doi oameni deosebiți. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare.